Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă întâlnire cu emisiunea Între Plus și Minus. Tema principală, evident, protestele. Altfel ar fi fost, spun eu, am avea o atitudine, spun eu, indecentă față de cei care au protestat în aceste zile în Suceava, dar și în toată România, dacă am fi ales altă temă. Titlul emisiunii, viermii și ciumpalacii au mușcat cu nesas din stârvul guvernului Boc. Rog regia să pună titlul. Mai avea și partea a doua, dar pentru că nu încape, am să citesc doar: România protestează vârtos, dar n-are lider încă în stradă. De câteva zile, după cum știți, România e ca o oală sub presiune. Nemulțumiți de plecarea lui Raed Arafat de la Ministerul Sănătății, românii au ieșit în stradă pentru a-și arăta susținerea și respectul față de fondatorul SMURD. De la respect pentru Raed Arafat, românii au ajuns să strige lozinci anti-Băsescu și cer, printre altele, modificarea taxei auto, a legii sănătății și creșterea pensiilor și a salariilor, dar și că refuză mai nou alegerile comasate. Evident, multe altele. În aceste zile ați auzit și dau citire foarte multe lozinci, cum ar fi Udrea, nu uita, suntem și împotriva ta, ne cerem scuze că nu putem munci noi cât puteți fura voi, legalizați marihuana, jos drogații, marinari, ia-ți tălpășița și nu stați acasă dacă vă pasă, USL egal PDL egal mizerie, am adus vaporul ca să plece dictatorul, suntem 5 milioane în piață, ne-a numărat Roberta, jos tiranul de Băsescu, cine a împiedicat progresul, fluturi Udrea și Băsescu, nu vă fie frică și Băsescu pică, ieși din casă, ieșiți din casă dacă vă pasă, jos Băsescu, jos guvernul, ieși afară, javră ordinară, demisia. Cam acestea au fost lozincile strigate pe străzile României în această ultimă săptămână, adică de vreo 7 zile. Invitați în această seară, de la dreapta la stânga, din dreapta mea, este vorba de domnul George Sauciuc, editor Gazeta SF și auto-intitulat Vierme. Vierme. Bună seara, mulțumesc că ați răspuns invitației. Mergem mai departe, e vorba de, lângă domnia sa, este vorba de George Daniel Vlad, profesor, lider sindical. Vă salut, domnule profesor. Bună seara. Trebuie să precizez, ambii vin direct din stradă, dar din stradă, acolo unde s-a protestat violent, s-a protestat violent în sensul susținut, mai bine spus, s-a protestat, ei sunt chiar din prima zi, vorbesc în Suceava, din prima zi de protest. Și în fine, domnul Dragoș Danubianu, comentator politic pentru News.me, și așa cum a spus înainte de emisiune, noi doi rămâne să fim ciumpalaci. Nu ne rămâne decât rolul de ciumpalac și în condițiile astea suntem ciumpalacii de serviciu. Da. Domnul Danubianu, am încheiat emisiunea de săptămâna trecută destul de pesimist și pentru că discutasem despre legea nouă sau proiectul de lege a sănătății și părerea noastră de aici era că nu se va întâmpla nimic, va trece legea, va mai fi modificată, proiectul va trece. Iată, n-a trecut și de aici a pornit o întreagă fierbere, da, în sânul societății joia românești. Trecută a fost o joie pesimistă și era normal să fie așa, pentru că la momentul respectiv nu avea cine să intuiască acea reacție fantastică, acea reacție spontană a populației. Fusese deja acel protest de solidarizare la Târgu Mureș, care era efectiv strict legat de faptul că Raed Arafat era de acolo și acolo a construit pentru toată smurdul, dar nu a intuit poate nimeni că acest popor, plecând de la acest, până la urmă, e un pretext, la fel cum a fost mutarea din pe vremea lui Ceaușescu, mutarea lui pastorului Tăcheș, mutarea forțată a pastorului Tăcheș și ieșirea în strada a unei mâini de credincioși din parohia respectivă. Deci nimeni nu credea că acest protest va declanșa un adevărat vulcan. Un vulcan care era în interiorul multora dintre români, era o nemulțumire
extraordinar de mare și care cu această ocazie a izbucnit. Pentru mine, pur și simplu, este o surpriză extraordinară. Eu începusem să cred că în veridicitatea vorbelor Anei Blandiana, că suntem un popor vegetal, povestea aia cu mămăliga care nu explodează, era, am și scris un editorial în urmă cu câteva luni bune, ce e drept, iată că nu suntem un popor vegetal și lucru care mă bucură și mai mult este acela că aici, la Suceava, a apărut în mod spontan o mișcare care a crescut și invitații noștri o să explice că sunt în cunoștință de cauză fiind participanți activi la această mișcare, o mișcare care era greu de intuit în Suceava, pentru că eu sunt în Suceava din 80, în 90 am făcut parte din mișcarea Alianța Civică și mi-aduc aminte cât de greu în acei ani care erau ani de fierbere în care românii ajungeau prima dată în apropierea libertății, posibilității de exprimare, în Suceava era fantastic de greu să scoți în stradă câțiva oameni. Chiar mă duc aminte că cel mai mult au fost scoși vreo 100 de oameni, nici 100 de oameni, într-un 15 noiembrie 90, când s-a încercat o amintire a manifestărilor muncitorești de la Brașov, dinainte de 89, și când, de fapt, fusese o reacție față de ceea ce scrisese Cai Nou, pe atunci ei erau de fapt încă Zori Noi, un material împotriva acestor acțiuni. E bine, atunci au fost maxim 100 de oameni, țin minte, în fața Casei de Cultură, cu o stație care nu mergea. E ceea ce au făcut oamenii Sucevei în aceste zile și s-a ajuns până la manifestația de astăzi de peste 1000 de oameni, este ceva extraordinar, ceva cu totul neașteptat, pentru să nu uităm că Suceava era etichetată un fief portocaliu, un loc unde fructul rodă face legea. Bun, asta nu înseamnă că sunt mai bogați sau mai stăriți suceveni acum. Nu, da. Că-i tocmai că ca să, și cu asta închei, că am monopolizat deja discuția, a apărut recent un, pe e-context, o hartă a salariilor din România în anul 2012, salariul, e vorba de salariul mediu în fiecare județ, și constat cu surprindere că Suceava se află pe locul 35 cu un salariu mediu de 1239 de lei. Atenție! Asta sub înseamnă Botoșan, că avem multă producție, domnule. Sub Botoșan și sub Vaslui. Sub Vaslui, de care, șomajul... de care, Botoșan și Vaslui, de care râdeam. Da. Ei bine, dragi suceveni și vașnici bucovineni, după dezvoltarea extraordinară din ultimii 3 ani, în care au venit milioanele de euroi, iată, aici ne aflăm. Și atunci este poate explicabil cu atât mai mult că sucevenii au ieșit și au început să-și exprime liber doleanțele, nemulțumirile. Iar legat de ce spuneai înainte, la nivel național asistăm la o revoltă care are o componentă socială, dar nu numai socială, are o puternică componentă politică. De ce? Pentru simplu fapt că se strigă jos președintele, jos primul ministru, alegeri anticipate. Deci astea sunt revendicări clar politice. Da, evident. Adică nu era să cer doar reducerea taxei auto, dispariția taxei auto, era absurd. Nu este o chestie făcută doar din foame. Este o chestie făcută de oameni care au început să realizeze că ceva este neregulă cu democrația din țara asta, că s-a produs un derapaj democratic și cu asta închei, că am vorbit deja de mult. Și ne întoarcem la invitații noștri, cu permisiunea domnului profesor. O să începem cu mai tânărul nostru participant la această emisiune și aș vrea câteva comentarii pe marginea protestului de la București, după care ne întoarcem la Suceava, la rădăcinile protestului din Suceava. Vis-a-vis de protestul de la București, am urmărit, cred, ca și toată lumea din Suceava, mai mult pe bloguri, pe știri, pe ziare. Noi din Suceava am susținut București, aveam lozinci București, nu uita, Suceava e de partea ta. Eu aș vrea mai mult să ne oprim pe manifestările din Suceava, pentru atunci că consider că revendicările sau, mă rog, că acțiunile care sau motivul care ne-a mânat în stradă diferă de la loc la loc, care practic avem același fitil de misia sau...
excluderea lui Arafat din... Am înțeles. Atunci ne întoarcem. Da, ne întoarcem. Domnul profesor, referitor la meeting-ul de la București. Eu aș vrea să vă spun că pentru cei pe care îi reprezint eu, cadrele didactice, nemulțumirile sunt în primul rând de natură salarială. La asta cred că suntem noi profesorii categoria de salariați, să nu folosesc un eufemism deja aproape de limba de lemn, categoria socioprofesională. Cred că suntem printre salariații cei mai afectați de măsurile ultimilor ani. La ceea ce știe toată lumea, reduceri de salarii, neacordări de sporuri, etc., etc., s-a adăugat în ultima vreme o măsură ciudată și gratuită a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, și anume o măsură care a lovit direct în mișcarea sindicală și se referă la nereținerea cotizației de sindicat pe statul de plată. Într-o perioadă în care toate plățile se fac prin bănci, direct pe carduri, salarii, până și de conturile de delegații. Am ajuns să reținem cotizația membrilor noștri ca acum 20 de ani pe chitanțiere, da? În condițiile în care plățile de salarii nu se fac prin caserie, ci direct pe card. Considerăm că este o măsură care arată reaua voință a Ministerului și este îndreptată în mod clar înspre destructurarea mișcării sindicale. Mișcarea sindicală care, până la urmă, a fost singurul opozant al măsurilor uneori ciudate, de multe ori arbitrare, pe care le-a luat Ministerul în ultima vreme. Domn profesor, dar revenind la întrebarea mea, referitor la protestele de astăzi de la București, un comentariu scurt, chiar dacă a fost, eu știu, un protest organizat de o parte politică. Sindicatele, cel puțin centrala sindicală la care suntem noi, federația la care suntem noi afiliați, Spiru Haret, are mâine o acțiune de pichetare a ministerului. Bun, până la reîntoarcerea la protestele din Suceava, domnul Danubianu, o părere. Ce s-a întâmplat astăzi este foarte interesant, pentru că sunt în momentul de față, astăzi au fost două proteste diferite. A fost acel meeting organizat de două partide cu un număr impresionant de participanți, care s-a desfășurat la Arcul de Triumf, un succes de organizare al celor două partide pe frigul ăsta și în condiții de acum nu este ușor să mobilizezi spre 10.000 de oameni cât au fost acolo, chiar dacă jandarmii numără invers decât ca tendință decât Roberta. A urmat și este în desfășurare însă un lucru foarte interesant în piața universității, unde în ciuda frigului, în ciuda oboselii, s-au adunat de această dată mai mulți oameni, nu numai cei care au venit cu o parte, au venit pe cont propriu, nu în numele partidelor, de la meetingul USL, și acolo a fost un moment foarte interesant, chiar am văzut înainte de a veni încoace, atâta vreme cât lucrurile se desfășurau liniștit, faptul că erau și un grup de suporteri care manifestau, strigau fără violență, tocmai pentru a accentua că ce se întâmplase în zilele trecute fusese o intoxicare, pentru că nu ei, suporterii, au dreptul să manifeste și o pot face fără violență și doar anumiți indivizi pot să acționeze așa cum au acționat. E bine că se pare că noi suntem condamnați să trăim toate din nou
ce a fost acum 20 de ani și plec aici la o idee al ziaristului Val Vâlcu, care spunea, ei, au trecut cei 20 de ani despre care a spus Bucan. Bun. România primise atunci pe tavă în contextul internațional democrația, n-a știut ce să facă cu ea, încet, încet, din nefericire, poporul trăiește formal într-o democrație, acum s-a trezit, a văzut că lucrurile nu sunt în regulă și, din păcate, acum va trebui să lupte pentru a-și câștiga această democrație cu arme care, sigur că, și asta este foarte bine, că se strigă acolo, vrem alegeri anticipate. Deci asta este da, arma specifică democrației, ceea ce va trebui să învețe întreaga clasă politică, dar îndeoseb cei care sunt acum la guvernare, este că cetățenii trebuie respectați, trebuie ascultați, iar întreg procesul democratic nu poate să se desfășoare așa cum s-a desfășurat până acum, cu asumări, fără cu ocolirea Parlamentului și încet, încet, vedeți că s-a ajuns că întreaga putere este deținută în principal de un singur om, de președinte. Da. Lucrurile nu sunt în regulă. Ori el încasează acum pentru asta. Bun, el va deconta toate chestiile. În ultima dată când am citit eu Constituția, trăim într-o republică parlamentară. Domnul președinte, să mă rog, tovarășul, cum primul bețivan al țării, și-a cam asumat toate rolurile din stat, exact ca un primul președinte al României, care a fost Nicolae Ceaușescu, cel mai bun, cel mai tare, cunoaște pe toate, desconsideră opinia cetățenilor. Da. Domnul Sauciuc, chestiile astea cu primul bețiv, nu știu ce, lăsăm pe stradă, că bun, e... Cum le spune, vă rog. Există, direct... există foarte mulți bețivi, poate unii sunt chiar mai mari. Nu, nu mă referam la mine, dar mă referam la mine. Da, să fie decent. Ne întoarcem la Suceava, mii de suceveni, mii de români protestează în continuare de 7 zile, totul a pornit de la un singur om, Raed Arafat. La Suceava, domnul Sauciuc. La Suceava a apărut, a pornit... Pe același motiv, Raed Arafat. Raed Arafat a fost o... Sau atitudinea președintelui la modul cum s-a comportat față de acest Practic a pornit să-l susținem pe Raed Arafat și ca modul cum a fost de la ghicitoarea lui, ghici cine pleacă, adică în momentul în care tu te consideri un om care a făcut și a făcut un sistem extraordinar, care merge, eu sunt chiar beneficiar al sistemului pentru că am fost spălit de o mașină și dacă n-ar fi fost murd acolo rămâneam, dacă legea care a vrut să fie votată exista, eu rămâneam pe stradă pentru că nu sunt nici fiu și nici n-am rude în pătura superioară a celor bogați și pur și simplu nu mi-a plăcut atitudinea cum a tratat și a fost ceva genul, dacă tu ataci un sistem care funcționează și îl elimini, așa te poți face cu orice altceva care, adică ți-aș mie, pur și simplu asta nu mi-a convins și am ieșit în stradă, inițial eram 5 în fața Palatului Administrativ, ne-am dus în fața Palatului asta Administrativ. Asta când se întâmpla? Trecută, da. Deci în fața Palatului Administrativ, pentru că instituția prefectului este reprezentantul guvernului în teritoriu și ne-am adresat guvernului ca semn de protest. Bine, eram 5 partea asta, alătă și 15 jandarmi care s-au comportat. Ok. Mm-hmm. Ne-au anunțat pe urmă că, bă, stați că legea a fost scoasă. Mm-hmm. Și ne-am... Legea a fost scoasă când v-au anunțat, v-ați trezit în fața... Nu. Știți cum e? Românii cam am fost prostiți și nu știu, nu cred că... Nu vreau să cred că ne place să fim prostiți și ne duce cu zăhărelul, da, gata, vezi, ați rezolvat-o, ați spus. Nu, sistemul trebuie schimbat din temelii. Noi cerem demisia și din experiența profesiei mele, care nu este bine editor șef, asta ce fac eu acum, dacă vii cu o problemă și nu-i găsesc soluția, nu veni. Și soluția noastră sau pentru ce scandăm în stradă alegeri anticipate, nu alegeri comasate, pentru că asta înseamnă atac la democrație, indiferent că îți spune că să salvează nu știu ce bani, 20-40 da, milioane de euro. Nu, Constituția trebuie respectată, legile trebuie respectate și președintele este garantul Constituției, cel puțin așa că scrie în jurământul lui, nu în Constituție, da. Și domnule profesor, primele momente pe fața Palatului Administrativ ca protestata. Vreau să vă spun că
Printre colegii mei există multă reținere, o reținere legată de escaladarea politică a manifestărilor. Reținere care izvorăște, cred eu, dintr-o nemulțumire generală legată de modul în care se comportă întreaga clasă politică, modul în care se derulează până la urmă viața partidelor. Și părerea mea este că toate relele care există în partide se transferă foarte ușor în societate. Dacă în partide promovarea nu se face pe criterii valorice, ci pe alte criterii, oamenii din partid care acced în demnități ale statului vor avea tendința să se comporte în mod similar. Și mă rog, multe sunt multe exemple care pot fi date și multe lucruri, unele dintre ele evidente. Risipa de mijloace care se face în campanie electorală. Nu sunt bani pentru investiții, însă sunt bani de risipit pe tot felul de... gondoleși. Nu mă refer. Mă refer la ce se întâmplă în campania electorală. În campania electorală. Toate stâlpurile sunt pline de afișe, de... Banere. Banere, de... cadouri. Găleți. Exact. Să zicem cadouri, o de fapt. O finalitate cel puțin îndoielnică. Lipsa transparenței în modul în care se face finanțarea campaniei. În fond, cred că aici ar trebui... Da. Cumva. Eu mă bucur că sunteți interesat de cum se finanțează campaniile electorale. De mult nu s-a discutat acest lucru la nivelul societății românești. Domnul Danubianu, înainte de a merge mai departe, avem melodia cu imnul protestatarului, da. Protestatarului, care îi mai spune strada mea cu un singur bec, rog regia, dacă putem să ascultăm acest imn. Dragi străini, țara-i frumoasă, de-aia vrem să vină străinii să o vadă, să se plimbe lung și lat pe terasă, zic, autostradă. Deci veniți, dragi străini, la noi e la fel ca în Seychelles, adică ce vreau să zic e că o să vă coste la fel. Aici, aici, aici e țara mea, locul meu, strada mea, un singur bec. E locul în care viața întreagă vreau să-mi petrec. E adevărat, e adevărat că sunt și prea bătrân să plec, prea bătrân să plec, dragi străini. Veniți acum pe bune, ar trebui să vă grăbiți, ca să prindeți munții, acum cât mai sunt împăduriți. Vizitați-ne mai repede, iar m-ați întrerupt, rămân așa părere, mulțumesc. Vizitați-ne mai repede, bucurați-vă de ofertă. Veniți acum cât mai avem un pic de vamă veche și delta. Aici, 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 aici. E țara mea, e blocul meu, e strada mea cu singur bec. E locul în care viața-ntreagă vreau să-mi petrec. E adevărat, adevărat că sunt și prea bătrân să plec, prea bătrân să plec, dragi străini. La banii noștri câteva sute de tone de aur nu mai contează, așa că mai bine vă dăm vouă aurul, că vă știți cum se exploatează. Și oricum e poluare, așa că să nu vorbim cu ură, ce dacă o să fie la Roșia Montană un pic mai multă cianură. Un lac, aici, aici, aici e țara mea,
blocul meu, strada mea, cu un singur bec. E locul în care viața-mi care vreau să-mi petrec. E adevărat, e adevărat că sunt și prea bătrân să plec. Prea bătrân să plec. În fine, dragi străini, veniți și faceți ce vreți, că noi n-o să ne supărăm. Dar să știți că există un lucru pe care n-o să-l acceptăm. Așa că vă avertizăm, vă spunem chiar cu vehemență, n-o să lăsăm un străin să se bage în sistemul medical de urgență. Chiar dacă el a conceput, chiar dacă el l-a pus pe picioare, asta nu înseamnă că trebuie să-l lăsăm în continuare. O, nu! De ce? Păi pentru că aici e țara mea, e blocul meu, e strada mea, cu un singur pe. E locul în care viața-n care vreau să-mi petrec. E adevărat, e adevărat că sunt și prea bătân să plec. Suntem din nou în direct la Între Plus și Minus. Domnul Danubianu, totul a pornit de la un singur om, Raed Arafat. Ce a ținut pe oameni mai departe în stradă? În condițiile în care de 2 ani de zile au suportat tot felul de măsuri de austeritate, sindicaliștii, liderii de sindicat nu au reușit să scoată oameni în stradă sau nu au reușit să impună o asemenea manifestare. Da, e o chestie de credibilitate. Sindicatele îndoseb la vârf clar. Sunt lipsite de credibilitate. A ajutat și puterea puțin la lucrul ăsta, dar asta e altă discuție. Vreau să mă refer puțin la ceea ce a spus domn profesor, pentru că este de substanță, într-adevăr. Problema finanțării campaniilor electorale este esențială și mă întreb de ce în efortul ăsta de reformare a statului nu s-a luat în considerare și acest aspect. Deci o lege privind finanțarea campaniilor electorale limpede, clară, care să ducă la diminuarea acestor categorii. Mai departe, chestiunea care este adevărată privitoare la faptul că în interiorul partidului, criteriile axiologice nu acționează corect. Asta este alt aspect, dar este în mare măsură legat de primul aspect, pentru că intervine elementul finanțare și atunci când intervine elementul finanțare apar o grămadă de determinări la stabilirea listelor și așa. Deci, rezolvarea problemei cu finanțarea, transparența ei, este o chestiune care ține de voința politică, pentru că legea aia trebuie făcută în Parlament, ține de majoritate, iar automat dacă se rezolvă chestia asta, sigur că partidele își vor trage pe seamă și își vor schimba și principiile și metodele lor de selectare și promovare. Adică noi acum avem la nivelul partidelor facilite să se adapteze la această realitate și cred, și aici sunt de acord cu ce spunea domnul profesor, cred că deja toate partidele trebuie să-și tragă pe seamă față de această reacție a populației. Da. Categorii. Ce este important este că spunea tot domnul profesor că se teme de faptul că toată chestiunea asta alunecă spre politic. Păi n-are cum să nu alunece spre politic. Da. Numai că lucrul aș important ruga regia să dăm drumul la imagini de la protestul de astăzi. Imaginile de la manifestarea de astăzi. Din Suceava, da. Mă scuzați că intervin. Vă spuneam că există o reticență față de această escaladare. Da. Firească. Și reticența cu pricina există printre colegi. Deci este ceva pe care eu am constatat care în cancelarie. Sunt convins că așa este și ea este una de bun simț. Este una de bun simț. Domnul profesor, deci avem nevoie de politicieni educați, da? Și atunci, acum avem parte de, în totalitate, needucați. Acum avem parte de o șmecherie grosolană și dacă avem politicieni educați, vom avea parte de o șmecherie mai elegantă sau cum? Foarte probabil că și în politică, ca în multe alte meserii, se poate face performanță și dintr-o specializare sau o cinecie la locul de muncă. Știu eu, apar asemenea
cazuri de excepție, de har și în tehnologii. De exemplu, hackerii care pătrund în pe serverele NASA, Pentagon, sunt nu sunt învățați în universități. Ei au învățat unii de la alții cumva un fel de ucenicie din asta la locul de muncă. Foarte, nu mă pricep. Se poate să existe și în politică asemenea situații de Părerea mea că ducem lipsă de politicieni. Pe plan general ducem lipsă de politicieni. Din punctul meu personal de vedere, cred că singurul politician valabil din România, o să vă surprindă, dar îl văd pe Ion Iliescu. Are, cred că, școală, nu știu, cred că e singurul politician. Avem o clasă politică slabă și s-a ajuns la aspectul ăsta, este vina, s-a ajuns la situația asta din vina tuturor partidelor politice. Nu au luat nici atitudine cu complicitatea societății civile. Din păcate, nu ne frică să ne cerem drepturile sau să ne asumăm răspunderea drepturilor noastre. Din personal privesc democrația ca a privi cu suspiciune pe cel care are puterea asupra ta. Și dacă nu verificăm, apropo de finanțarea, dacă nu ne verificăm, nu întrebăm pe angajații noștri, practic parlamentare sunt angajații noștri să primesc banii noștri, adică cotizăm la bugetul de stat și o parte din buget este alocat și pentru dânșii, nu cred că nimeni nu își plătește singur activitatea lui de acolo. Și risca să fiți catalogat obraznic, domnul Salciuc. Nu știu cum să vă spun. Asta e, Constituția îmi dă dreptul la liberă exprimare. Nu, sunt vierme. Ce drept, sunt vierme și mă bucur că sunt un vierme care roade la rădăcina sistemului actual, sistemului de putere. Eu înțeleg faptul că cetățean român să susțin. România este într-o perioadă grea, o perioadă care este pe plan mondial grea. Clar. Și înțeleg să susțină România sau să renunți la anumite bucurii, adică o vilă, o chestie pentru a cotiza sau pentru a ajuta țara să treacă prin această criză, dar în momentul în care sacrificiul meu este tratat cu dispreț de către cei care conduc și banii care îi dau eu se duc pe oile care spun bravo Băsescu sau trăiască Băsescu, se pare puțin lipsit de bun simț. Și dacă privim orice hotărâre a guvernului prin prisma bunului simț, ne putem da seama că nu știu, ceva parcă nu se leagă. Parcă într-adevăr, nu. Am devenit celebri cu aceste oi pe dealurile de la Putna, parcă sau nu, de la Frasin, numai că nu era Bravo, era Bucovina. În fine, s-a ajuns la imnul protestatarului, s-a ajuns într-un fel înapoi spre ce se întâmpla prin anii, pe ce se întâmpla prin anii 90, când în piața universității au fost Pațurcă și toți ceilalți. S-a ajuns la imnul al protestatarului, care, fiind vorba și de turism acolo, este un mesaj consistent și pentru zona noastră care se pregătește a fi un paradis turistic. Acum, ce este sănătos? Sănătos este tocmai ceea ce am spus amândoi aici de față, că este și un protest față de clasa politică în întregul ei. De asta e foarte clar că protestatarii nu au venit să susțină o forță politică sau alta. Dacă vă aduceți aminte în 90, când mulți protestatari strigau nu suntem partide, tocmai pentru că bine, atunci le inoculase altcineva faptul că aceste partide sunt rele. Or fi partidele rele, dar societatea nu poate fi condusă decât politic prin partide. De ceea ce este foarte bun în ceea ce spun acești protestatari, că sunt la Suceava, că sunt în piața universității sau în oricare din cele 80 de localități deja în care s-a protestat, că se protestează de două zile sau trei și la Fălticeni. Așa? Este faptul că ei cer alegeri. Deci asta este un lucru extraordinar. Așa este pusă corect problema. Deci toate tensiunile în societate, că ele se acumulează, se rezolvă prin alegeri și nu altcumva. În democrație, de asta se și fac periodic alegeri. Se fac periodic alegeri tocmai pentru a reduce tensiunile negative acumulate. Și mai e un lucru, că aceste alegeri făcute periodic sau atunci când tensiunea este acumulată excesiv
sunt, cum este acum, zic corect, eu, m-a, sunt mecanismul care previne alunecarea spre dictatură sau spre anarhie. Deci, din acest punct de vedere, ceea ce s-a întâmplat în România și în Suceava este un lucru fantastic. Eu nu mă așteptam să se întâmple, nu previzionam sub nicio formă lucrul ăsta și, într-un fel, constat că prin oamenii ăștia, societatea civilă renaște, după ce i-a avut un rol în anii de după 90, a avut un rol destul de pronunțat. Din nefericire, o parte din liderii ei au acceptat tot felul de sinecuri, nu mai are rost să dăm exemple, că sunt lucruri cunoscute și mâncăm din timp. Și iată că acum constatăm că ONG-urile există, reacționează și mai încolo, dacă o să fie timp, chiar o să vreau să extrag câteva lucruri din acel mesaj pe care un număr impresionant de ONG-uri, vreo 20 și ceva, din cele 26 din cele semnificative, deci mesajul prin care ONG-urile au refuzat propunerea la dialog avansată de Teodor Baconski și, mă rog, el explică de ce protestează. Acele 12 puncte din această scrisoare adresată ministrului Baconski, de refuz al dialogului cu el, de fapt sintetizează foarte bine o serie întreagă din motivele pentru care oamenii se află în piață. Că ați văzut că fiecare are câte o chestiune. Corect. Dar și multe ONG-uri trebuie să insiste să muncească din greu ca să recupereze din ce au pierdut ei, pentru că s-au înhăitat tocmai cu președintele Băsescu, când era primar și lider PD și așa mai departe, când erau în opoziție PD-ul și președintele Băsescu. Domnilor, vă întreb, domnule profesor, domnul Sauciuc, cine, pentru sucevenii care ne privesc, cine sunt concetățenii noștri care participă alături de dumneavoastră la protest în fața aparatului administrativ? Dacă îmi permiteți, sunt studenți, sunt profesori, sunt antreprenori, din ce ne-am întâlnit, sunt elevi și asta mă bucură, nici n-au drept de vot și protestează, au înțeles că aceasta este obligația lor prin drepturile care le au conform legilor. Sunt pensionari, sunt asistente, sunt arhitecți, am întâlnit și arhitecți, deci ăștia sunt oamenii. Destul de puțin pensionari, nu? Destul de puțin. Sau e prea frig afară? Prea frig, dar astăzi, totuși poate. Eu am văzut și pensionari mulți. Chiar în primele zile se opreau și stăteau și ziceau, îmi pare rău, nu mai pot stăcă. Sau era frig, nu? Era frig, da. Dumneavoastră, cum evaluați, domnul profesor? Eu am fost impresionat de număr mare de tineri. Cred că marea majoritate a participanților erau tineri. Probabil studenți și în același timp tinerii au constituit așa elementul cel mai determinat și cel mai activ al manifestației. Ei au fost cei care au dat tonul lozincilor, ei au fost aceia care au mutat manifestația și protestul din fața prefecturii pe străzile alăturate. Cred că este un protest al tinerilor în tradiția așa revoluționară românească. În fond, și în 89 s-a vorbit despre o revoluție a tinerilor, iar locurile care au rămas în memorie sunt tot cele legate de tineri. Dar acolo, când între lozinci scandate, ce discutați? Ce se mai discută? Vă puneți întrebarea sau copiii, tinerii își pun întrebarea, bun, dăm jos guvernul, ce facem mai departe? Există un proiect, mini proiect, nu cerem prea mult proiect. Nu am detectat existența unui proiect, deși această întrebare foarte bine
îi schimbăm, ce punem în loc există. Uh-huh. Iar răspunsul, vreau să vă spun că este mai degrabă unul sceptic, izvorât dintr-o nemulțumire generală față de clasa politică și față de partide. Nu am constatat să se întreba de o soluție clară și evidentă. Da. Alegeri anticipate. Alegeri anticipate în care, deci, în care considerăm, sau eu consider că cel care va candida va fi destul de destupă la minte încât să nu creadă că nu va centra acest lucru, da, exact, exact, și nu să abuzeze de obligația pe care o are în momentul când ajunge să conducă. Mm-hmm. Deci, conform legii, toată lumea are dreptul să candideze, nu? Democrația, și... după părerea mea, nu a fost confiscată, ci este o situație oarecum ternă, o situație care arată imaturitatea și nu cred că este, da, imaturitatea societății la urmă, nu cred că este tot. Să înțeleg că nu este numai, nu este vorba numai de poftă de înjurat, ci și de pus ceva acolo în loc, de cerut, de solicitat ceva. Cel care a ieșit, da, în stradă, toți care au ieșit în stradă au ieșit nu pentru că nu aveau ce face acasă, ci au ieșit pentru a-și exprima o părere. Mulți dintre cei care am văzut acolo chiar se vede suferința pe fața lor. Și nu cred că a ieșit doar ca să înjure, nu? Adică a ieșit pentru a-și expune punctul de vedere. Bun, în prima zi a fost 5, apoi 100, 150, 200, dar când ați... și lumea trece pe lângă voi. Dar ce simțiți? Cum gândiți? Bine, nu-i trageți de mânică, e clar. Nu-i tragem de mânică, dar cum e? Că există și suceveni prea puțin dornici. Sceptici, probabil o duc foarte bine, adică n-au motive pentru a protesta și din păcate societatea românească pe ansamblu are lașitatea de a ieși în stradă, de a-și cere opiniile, de a, practic, consider eu că o democrație sănătoasă e cea cu proteste. Am auzit un politician anul trecut, parcă spune, bă, la noi e super bine, noi conducem foarte frumos, nu avem proteste. Nu, asta este o boală a societății, în momentul în care cetățenii nu-și manifestă frustrările. Nu neapărat ieșit în stradă și spart totul. La noi, la Suceava, de exemplu, protestele au fost cât se poate de pașnice, chiar foarte pașnice. Ca idee, nici jandarmerii n-au intervenit și... mă rog, dar ați fost filmați copios. A, da, chiar am să rog să-mi dai niște înregistrări, cred că nu e bine. Și, da, mă gândeam la totuși la altceva, la asta este o manifestare civilă. Dacă în 90, când a fost piața universităților, li se spunea golani, ca să vedem ce de mult am decăzut în ochii celor care se consideră alfa și omega României, care când sunt în opoziție îți mănâncă din palmi, iar când au ajuns sus e ca în bancul cu porumbelul. Suntem acum numiți viermi și ciumpa. Adică ce mult am decăzut noi ca popor. Asta vă rog de acum. Ce mult am decăzut în fața guvernanților ca cetățeni. Adică nu mai contăm. A tratat momentul Golani, nu? Domnul Dan. Adică era Golani este un termen mult mai blând decât ieri, nevrotic, mahala, ineptă și violentă. Da. Ca ciumpalaci, mă rog, la ciumpalaci aici, sigur, termenul a fost importat și folosit impropriu. Deci, ăsta este și motivul pentru care, principal, pe care îl invocă organizațiile, ONG-urile semnatare, care cer oficial guvernului și PDL-ului să-și ceară scuze public pentru jignirile aduse populației. Mai mult decât atât, acum a devenit foarte clar că cei care au fost violenți erau de o anumită categorie și făceau parte din categoria celor care și-au dat singur foc la autobuze în 90, sau din categoria celor, că să nu uităm că în Timișoara, după primul protest care a fost în Piața Operei, niște copii
au fost puși, au spart geamurile magazinelor. Deci ceea ce caracterizează aceste mișcări, în mod sigur, este lipsa de violență. Este trist că în primele zile, acum văd că s-a renunțat la această tehnică, a compromite manifestarea prin a induce ideea că sunt golani, că sunt violenți, că sunt scursura societății. S-a trecut, mai lipsit din apanașul anilor întâmplări... 90, doar povestea aia cu contramanifestația. Mă aștept să se producă și ea, dar nu va da rezultat. No. Dar orice manifestație de acest gen... S-a lipsit față de 90, doar IMGB face ordine. Da. Oricum, am văzut și în afară. Față de toate acestea, răspunsul celor care ar fi trebuit să răspundă. Da. E vorba de președinte, de guvern, de PDL, de partidul care de fapt este asigură majoritatea, a fost foarte palid. Deci trec pe lângă jignirile și chestia este incalificabilă. Chiar invitații noștri să comenteze reacțiile autorităților la protestul inițiat de dumneavoastră. Restul e tăcere. Nu știu, n-am auzit ieșire în public a administrației locale. Comunicatele jandarmeriei care spuneau că riscăm anumite amenzi. V-a speriat. Comunicatul v-a speriat, bănesc. Nu, da. Au fost oameni amendați pentru că au scandat. Deci scrie acolo. De ce a fost amendat? A scandat. Nu s-a întâmplat la ceva, dar cred că mulți din jandarmerie. Acum trebuie să facem o deosebire între unul care umblă turmentat prin par și țipă și... Aici e vorba de altceva, deci ar trebui legea. Domnul profesor. Eu încă merg două secunde, dacă îmi permiteți. Eu încă cred că dacă ofițerii care ne-au escortat nu ar fi avut uniforma pe dâns și ni s-ar fi alăturat. Nu toți, dar pe chipul multor am văzut și lucrul ăsta. Mă rog, probabil m-am înșelat, dar nu cred. Pentru că 25% din salariu și din toate bonusurile pe care avea un ofițer activ, un jandarm polițist, cred că s-a resimțit. Da. Înainte de pauză, domnule profesor. Manifestația din Suceava, așa cum am perceput-o eu, a fost una cât se poate de civilizată și lipsită de... Dar autoritățile, mă refer la prefect, președinte de consiliu... Nu am auzit... Au făcut apel la calm. Da, erați agitați sau... Nu, eram calm. Mi-a plăcut un afiș astăzi, libertatea nu are nevoie de autorizație. Eu m-am gândit să ajung să merg în fața palatului să protestez, dar singur, adică să-mi semn lucrurile, m-am mai întâlnit cu niște prieteni, cred că aveau și același gând, adică nu cred că a fost, nu era ceva, un program prestabilit înainte și am mai auzit că am fost plătiți pentru a fi acolo și de fapt, dacă s-o atunci... Am văzut o bancnotă, da. Cu bancnota asta. 0 lei, 0... Da, înseamnă că se confirmă că au postat persoane importante, chiar europarlamentari, că au postat domnișoara Băsescu, a postat că cei care protestează... Vorbeați de persoane importante. Dar sunt cumpărați. Uite, omul este cumpărat, el recunoaște cu bagnota de ce scrie pe azi. 0 lei și pe bagnota este chipul președintelui. Da, chiar lipsa de pe bagnota. Domnul Sora, ați primit bagnote de astea? N-ați primit. Nu. Domnul Dresd, nu. Domnul profesor trebuie să mai muncească. Da. Și nu este vierme, uite. După cum am spus, domnul profesor trebuie să mai muncească în fața Palatului Administrativ. Luăm o pauză de publicitate, după care revenim.